Au fost două zile pline de distracție pentru locuitorii comunei Lovrin. Zilele comunei Lovrin au avut loc în data de 29 și 30 iunie. Iubitorii de muzică populară s-au bucurat în piața Lovrin de un concert în aer liber. În prima zi, sâmbătă, 29 iunie, artiștii care i-au încântat pe cetățeni au fost Roxana Chiriță și Lele Crăciunescu, acompaniați de formația Maestorii. În cea de-a doua zi, duminică, 30 iunie, Roberta Selagia și Adrian Diș, acompaniați de formația Atmosfer Band, au dat startul distracției. Cetățenii s-au putut bucura atât de muzica bună, cât și de delicioasele preparate pe care comercianții le-au pregătit pentru aceste zile speciale. Clădirea fostului liceu agricol din Jimbolea, amplasată în centrul orașului, este în paragină. Nu mai funcționează din 2012, iar trecerea anilor a lăsat urme. Pereții scorojiți și tencuiala picată îi oferă un aspect dezolant și poate reprezenta chiar un pericol pentru trecătorii care se plimbă prin acea zonă. Foștii angajați ai instituției de învățământ își amintesc de vremurile în care de pe băncile acesteia ieșeau generații la rând de meseriași, iar acum actuala administrație dă dovadă de indolență și de nepăsare. Eu am lucrat aici 8 ani de zile și pe atunci administrația avea grijă anual de clădire. În rest, ce pot să zic, nu arată bine, chiar în centrul orașului. Erau destule profesii, erau și tractoriști, era și mecanic auto, făceau și școală între timp, că a fost și o mașină de școală de șoferi. Și alți locuitori ai orașului privesc înapoi cu nostalgie la ceea ce reprezenta clădirea înainte și îi intrigă felul în care arată acum. Era odată când învăța pentru tractoriști, meserii se făcea acolo. Acum nu știu dacă mai funcționează cu treburile astea, nici nu mai... Dar despre aspectul lui exterior ce ne puteți spune? E urât, nu? E neîngrijit. S-a construit odată, s-a... renovat, dar na, e casă veche, e mâncată. Nu departe de această clădire se află și primăria orașului Jimbolea. Cetățenii se uită cu dezamăgire și la sediul administrativ, al cărui aspect exterior nu este cu mult mai estetic decât al fostului liceu agricol. Dar cum vi se pare acest lucru, faptul că este în centrul orașului și că arată în așa hal? Dacă vă uitați și la primărie, cam același sistem arată și ea, deci clădirea veche, de pe partea aia. Cum se va face primăria, se va face și școala. Altceva, nimic. Viceprimarul orașului Jimbolea a precizat că din anul 2012, de când clădirea nu este funcțională, aceasta nu a reprezentat o prioritate pentru administrație, alte lucrări fiind mai importante. De când este așa? Păi, ea a avut o reabilitare prin anul 2008. Anul 2008. De atunci, din păcate, nu mai sunt atâția elevi și a fost părăsit liceul de către clădirea de către liceul
din Cimbolia, reușind ca în clădirea principală a lor să țină toate cursurile. Și atunci n-a mai fost așa prioritar reabilitarea ei, au fost alte priorități în oraș. Acum ne ocupăm și de, și de asta, și de reabilitarea clădirii primăriei. Deci din 2008 nu mai funcționează? Nu tocmai din 2008. În 2008 a fost reabilitat, de prin 2012 nu mai funcționează. Viceprimarul a mai spus că imobilul este cuprins în programul de reabilitare a clădirilor cu risc seismic și așteaptă să fie pus în lista sinteză. STPT anunță faptul că informațiile cu privire la faptul că aplicația Transi a capotat, iar ecranele menite să arate călătorilor programul curselor autobuzelor, a cedat din cauza căldurii, au fost o dezinformare. Aplicația a funcționat în data de 27 iunie, dovadă fiind pozele care atestă atât funcționabilitatea aplicației, cât și a panourilor de informare din stații. Reprezentanții STPT sunt dedicați în a oferi servicii de calitate și continuă să-și îmbunătățească constant activitatea pentru a răspunde de nevoilor utilizatorilor serviciului de transport public local. Etapa de depunere a proiectelor din cadrul celei de-a treia ediție a programului de bugetare participativă Timișoara Decide s-a încheiat. Parcuri noi, locuri de joacă, terenuri de sport și intervenții pentru îmbunătățirea spațiului public reprezintă o parte din proiectele pe care timișorenii le doresc în cartierul lor. În total, 72 de persoane au depus 91 de propuneri care pot crește calitatea vieții în oraș. Totodată, proiectele eligibile vor trece printr-o perioadă de analiză juridică, tehnică și financiară, efectuată de structurile de specialitate ale primăriei. De asemenea, în perioada 15-22 august va avea loc perioada de contestații, urmând ca din data de 23 august să înceapă etapa de votare, care se va încheia în 23 septembrie. Programul de bugetare participativă din acest an are o alocare financiară de 4 milioane de lei din bugetul local. Cu ajutorul acestui lucru, locuitorii Timișoarei pot participa activ la guvernarea orașului și la stabilirea priorităților zonei în care locuiesc. Timișorenii sunt încurajați să participe activ la această campanie și să contribuie la modelarea viitorului orașului lor. Primăria municipiului Timișoara, prin Societatea de Drumuri Municipale, va efectua pe timpul verii reparații pe mai multe artere din oraș, atât pe carosabil cât și pe trotuare. Programul de reparații a demarat deja în luna iunie. Primăria a finalizat lucrările începute la trotuare, parcări și carosabil în zonele Girocului, Aradului, Lipovei, Badea, Cârțan și Freidorf. De asemenea, în zona Metro 2 au fost pietruite mai multe străzi. În luna iulie sunt de asemenea programate lucrări de reparații, în special pe bulevardele și arterele mari ale Timișoarei, pentru a asigura condiții cât mai bune de circulație pentru pietoni și șoferi. În zona circumvalațiunii, lucrările vizează carosabilul și trotuarul, dar și realizarea a două treceri de pietoni înălțate pe calea Bogdăneștilor și în piața Consiliului Europei. În zona Elisabetin se vor realiza lucrări de refacere a carosabilului și în scoarul piața Bisericii, iar în zona complexului studențesc se vor reface trotuarele degradate și carosabilul. Lucrările pe care le realizează Primăria Municipiului Timișoara în luna iulie vizează atât reparații de infrastructură, cât și amenajări, cum ar fi cele de pe strada Cezar sau cele la pasarela pietonală care face legătura între zona Plop și Crișan. În toate zonele unde se intervine lucrările de reparație, amenajare și reabilitare a infrastructurii rutiere și pietonale, sunt completate și cu lucrări de întreținere și amenajare a spațiilor verzi. Grupul informal Fabric Plopi a organizat sâmbătă tradiționalul meci de fotbal dintre căsătoriți și necăsătoriți. Evenimentul a avut loc cu ocazia zilelor cartierului Plopi, o manifestare cu mai multe acțiuni și activități atât pentru adulți cât și pentru copii. Aline, fii de față! Da, da! Frate, micuțule! Ce leargă! Ai dreapta, dreapta, mai poftere! Aici, aici! Bravo! Tradiția meciurilor dintre căsătoriți și burlaci a început în 1963 în cartierul Plop din Timișoara. Organizatorul principal, care este domnul Busuioc,
și primește din partea noastră o plachetă. Un suf. Un suf. Arbitru. Aplaudați toată lumea, băieții! Să vă hamați mai mult la mult! Să rămâneți la bere și amici. Acest derby informal este deja o tradiție în zona istorică Fabric Plopi și are loc în fiecare an. CNAS afirmă că circa 99,5% din actele adiționale ale furnizorilor de servicii medicale aflați în relație contractuală cu casele de asigurări sunt deja semnate. De asemenea, în unele județe, medicii de familie nu au primit până în acest moment actele adiționale la semnat. În caz contrar, medicii de familie și medicii din ambulatoriul de specialitate se văd nevoiți să se adreseze forurilor competente pentru a nu ajunge în situația vătămării drepturilor pacienților, începând cu 1 octombrie. Totodată, majoritatea persoanelor din județele unde actele adiționale sunt deja semnate au amendat nu doar lipsa finanțării din ultimul trimestru, dar și dubla sancțiune pentru prescrierea eronată a unor rețete. Universitatea Politehnică Timișoara sărbătorește 100 de ani de la absolvirea primei generații de ingineri din Timișoara. Peste 140.000 de absolvenți au dus prestigiul Politehnicii peste tot în țară și lume. Astfel, conducerea celei mai vechi instituții de învățământ superior din Timișoara a oferit promoției 2024 o ceremonie de neuitat. În debutul ceremoniei, după intonarea imnului academic al UPT, rectorul Universității Politehnica Timișoara, Florin Drăgan, a amintit că în acest an aniversăm, după cum bine știți, 100 de ani de la primul absolvent din vestul României, în 1924. În ceea ce privește viitorul, nu vă pot spune ce vă va rezerva, dar din moment ce ați ajuns aici, v-ați dovedit ambiția, ați învățat în Timișoara, un oraș al toleranței. Aveți 100 de generații în spate, dar voi puteți deveni una de referință pentru următoarea 100. De asemenea, pe scenă au urcat reprezentanții celor 10 facultăți ale UPT, care au mulțumit profesorilor care i-au ghidat, dar și părinților care i-au susținut mereu. Politehnica Timișoara a păstrat tradiția instituită în urmă cu câțiva ani. Recompensarea studenților excepționali care au obținut media 10 pe tot parcursul studiilor de licență. Un foc deosebit de artificii a încununat ceremonia de absolvire 2024, dar și întreaga perioadă a studenției. Are 70 de ani și este bolnavă. Locuiește cu chirie împreună cu fiica și nepotul la o curte comună care aparține primăriei Jimbolia și a amenajat în acel spațiu o bucătărie pentru a-și putea face o oală de mâncare. Iar acum a primit o înștiințare din partea primăriei că trebuie să elibereze respectiva anexă în 2 săptămâni. Motivul a fost vândută unei alte femei care deține o locuință la acea curte comună. Am 70 de ani, sunt bolnavă, sunt operată de rinichi, sunt foarte bolnavă. Și n-am nici toaletă unde să merg și unde să fac baie. Îmi fac în cameră baie și acum ca și... Nu știu ce să mai fac, unde să mai merg, că n-am putere să merg niciunde, să-mi rezolv, nu se poate așa ceva. De 16 ani am locuința asta aici, am făcut din ea că a fost o magazie, nu locuință. Și acum când e totul gata, vine să... Că a trecut-o pe... contractul lui vecina care a cumpărat casa. Clina Maria Panait, fiica femeii de 70 de ani, a descris condițiile în care trăiesc. Noi stăm 3 persoane, eu fiind 48 de ani, băiatul meu 28 de ani, mama mea 70 de ani, stăm într-o singură cameră, care noi am despărțit-o și am putut să facem încă 2 camere, camera băiatului, camera mea și camera mamei. Mă înțelegeți? Deci nu știu ce face primăria, cum face primăria. Noi suntem distruși de vineri, de când a venit domnul de la urbanistică și ne-a înștiințat că trebuie să părăsim această curte, zicând că este curtea familiei Anderca. Deci noi suntem terminați.
Fica femeii afirmă că intervențiile erau necesare, deoarece înainte totul era dărâmat, iar când ploua, construcția se inunda. Aceasta explică faptul că anexa este trecută în contractul de închiriere, valabil până în 2028. Drept urmare, primăria nu are niciun drept să le ia. Era totul dărâmat, ce să vă spun, era un dezastru, era apă, am filmări, cum intra apa înăuntru, umbla broaștere, umbla ce umbla aici. Noi n-am avut condițiile în casă, este o singură cameră și un loc de baie, ca așa se numește. Noi ne-am gândit, lasă nu ținem găinile, să facem noi o bucătărie ca să putem să avem de mâncare, să mai să ne și spălăm, că asta este situația, n-avem ce să facem. Și acum primăria s-a gândit ei după 16 ani de zile, cu toate că este trecută în contract, dacă vă pot și să vă arăt, da? Uitați aici, da? Anexă. Uitați-o, da, este trecut în contract, deci nu am folosit-o abuziv, nu am folosit absolut nimica. Aici este trecută și 97 de metri pătrați, da, total suprafață, în schimb ne-a venit o decizie, da, unde nu scrie acești metri pătrați care sunt trecuți în contract, scrie că nu avem absolut nimica. Ioan Pintea Ungureanu, arhitect șef al orașului Jimbolia, a declarat că anexa este ocupată abuziv și că cele două construcții, bucătăria și foișorul, sunt amenajate ilegal. Le-am dat un punct de vedere referitor la informațiile din CFEU și le-am dat termen de 2 săptămâni în care să elibereze spațiul ocupat abuziv, respectiv să desfințeze acele construcții fără acte, pentru că nu pot fi păstrate pe teren. Doamna susține că în contractul de închiriere sunt prevăzute și anexele. Da, adevărat, sunt prevăzute și anexele. În momentul când colegul a întocmit acel contract, la fața locului a constatat că există o anexă unde, din câte am înțeles, creșteau porci și aceea a fost trecută, într-adevăr, din punct de vedere al impozitării, pentru că el era obligat. Între timp, doamna Panait a mai modificat acea anexă, din câte am înțeles, eu sper să nu greșesc. Probabil suprafața e diferită acum, dar, cum am zis, neavând drept de a construi, adică să fie concesionar, acea anexă va trebui desfințată, având în vedere că avem conflict în spațiu comun. Contractul de închiriere este valabil până în 2028, iar femeia susține că este la zi cu chiria și că nu au fost probleme din acest punct de vedere. Tocmai din această cauză este hotărâtă să-și caute dreptatea în instanță. O recunoaștere a valorii festivalului, Săptămâna Internațională a Studenților la Timișoara, organizat de Liga AC, Universitatea Politehnică a Timișoara și Facultatea de Automatică și Calculatoare, vine în acest an și de la UNESCO. Este un festival internațional dedicat studenților din toate colțurile lumii. Conceptul a fost creat în 1994 și a pornit de la ideile studenților care credeau în unitate, multiculturalitate și prietenie. A crescut tot mai mult anul acesta, ajungând la ediția cu numărul 30 și transmite de la o generație la alta spiritul, entuziasmul și motivația de a face fiecare ediție de neuitat. Festivalul este dedicat tuturor studenților cu vârsta cuprinsă între 18 și 30 de ani care sunt înscriși la universitate oriunde în lume. Atelierele, care sunt principalele activități pentru participanți, acoperă o mulțime de domenii de interes, variind de la problemele cu care se confruntă studenții din întreaga lume până la hobby-uri populare în rândul tinerilor. Tema pentru ediția aniversară din acest an este Shine Your Own Light, o temă captivantă concepută pentru a inspira încrederea în sine. Conform procedurilor UNESCO, Comisia Națională pentru UNESCO a României a transmis recomandarea de a se acorda patronajul UNESCO ediției 30 a proiectului Săptămâna Internațională a Studenților la Timișoara, care va avea loc în perioada 22-31 iulie, având în vedere oportunitățile pe care festivalul le oferă tinerilor din întreaga lume de a discuta provocările de la nivel global și de a se implica în promovarea soluțiilor și a schimbărilor în comunitățile din care provin. UNESCO a decis să acorde patronajul său festivalului. Decizia a fost luată ținând cont de dimensiunea internațională a festivalului, partajarea diversității și abordărilor de construire a prieteniei transnaționale și transcontinentale, asigurând dimensiuni multiculturale, asigurarea dimensiunii multiculturale, prezentarea făcută de studenți internaționali a propriilor obiceiuri din comunitățile, regiunile sau țările lor, participarea studenților din zonele de conflict și post-conflict și a refugiaților aflați în România. Notele de la evaluarea națională s-au publicat. Rezultatele sunt însă anonimizate. Fiecare absolvent trebuie să introducă în platformă codul primit de la școală pentru a afla ce note au obținut. În Timiș, un singur candidat a obținut media 10. Este vorba despre un elev de la Liceul Pedagogic Carmen Silva. 674 de elevi din totalul de 5236 prezenți la testare au obținut medii peste 9. Cea mai mică medie este însă de 1,55, obținută de un elev de la Liceul Tehnologic Sfântul Nicolae din Deta.
Totodată, 1436 de candidați nu au reușit să obțină media 5, ceea ce reprezintă un procent de 26,90% din totalul celor prezenți. De asemenea, elevii nemulțumiți de notele obținute pot depune contestații. Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate în data de 9 iulie. Certificatul de cazier judiciar pentru persoanele fizice se obține de la orice subunitate de poliție în care funcționează ghișeul pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar. Acesta se eliberează de regulă pe loc sau în cel mult 3 zile lucrătoare. De asemenea, certificatul de cazier judiciar poate fi obținut și online de către persoanele fizice de cetățenie română prin două mecanisme de acces. Astfel, pentru obținerea certificatului de cazier judiciar electronic, cetățenii au la dispoziție următoarele servicii online. Prin hub-ul de servicii al MAI, solicitanții vor completa un formular disponibil în platformă, iar pentru a li se stabili cu certitudine identitatea, se vor prezenta fizic o singură dată la unitățile de poliție care eliberează certificatele de cazier judiciar. Cea de-a doua modalitate este prin intermediul platformei www.ghiseul.ro pentru utilizatorii care sunt înregistrați sau doresc să se înregistreze în platformă. Solicitarea cazierului se face urmând procedura de validare a identității electronice, folosind un card bancar înrolat emis de o instituție bancară din România. În urma validării, aceștia vor fi direcționați către platforma destinată completării online a cererii tip. Hub-ul de servicii online al MAI a fost creat pentru a ușura interacțiunea cetățeanului cu structurile Ministerului Afacerilor Interne, urmând ca pe această platformă să fie integrate mai multe servicii publice oferite de instituție. Timișoara a strălucit aseară în cadrul evenimentului de la Ambasada României din Berlin. Excelența sa, Adriana Loreta Stănescu, ambasadorul României în Republica Federală Germană, și primarul Dominic Fritz au fost gazdele celor peste 150 de invitați, oameni de cultură, antreprenori, diplomați, politicieni. Au participat de asemenea Cristian Niculescu, directorul Institutului Cultural Român de la Berlin, și Octavian Ursu, primarul român al orașului german Görlitz. Povestea multiculturală, inovativă și curajoasă a Timișoarei a fost prezentată de primarul Dominic Fritz. Orașul de pe Bega a fost pus în lumină ca destinație turistică, culturală, economică și de studiu. Cei mai mulți turiști care vin în Timișoara sunt din Germania, iar evenimentul a reprezentat încă o oportunitate de a promova potențialul deosebit al orașului ca spațiu urban valoros, cu o istorie impresionantă, un prezent dinamic, un spațiu european care își continuă parcursul de succes. Evenimentul a fost pregătit și implementat de Organizația de Management al Destinației Timișoara și Ambasada României în Republica Federală Germană, alături de Asociația Horetim și de Timișoara 2023. În timp ce desfășurau activități specifice în zona bulevardului Iuliu Maniu, doi polițiști ai Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Timișoara au observat 3 persoane cunoscute cu activități infracționale și au pornit în urmărirea acestora, reușind să îi surprindă în flagrant în timp ce încercau să îi sustragă unei femei în vârstă de 87 de ani bunuri din poșetă, în timp ce aceasta se afla într-o stație de autobuz în piața Iuliu Maniu. Cei doi bărbați în vârstă de 55 și 61 de ani și o femeie în vârstă de 61 de ani au fost conduși la sediul poliției în vederea audierii, iar în urma probatoriului administrat au fost reținuți pentru 24 de ore sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă de furt, fiind introduși în centrul de reținere și arestare preventivă din cadrul IPJ Timiș. Coaliția de guvernare a finalizat discuțiile pe marginea calendarului electoral pentru alegerile prezidențiale și parlamentare. Primul tur al alegerilor prezidențiale va avea loc în data de 24 noiembrie, iar turul 2 pe 8 decembrie. Totodată, reprezentanții coaliției au ținut cont și de opiniile exprimate de celelalte formațiuni politice. Astfel, în ceea ce privește organizarea alegerilor prezidențiale, primul tur va avea loc în data de 24 noiembrie, iar cel de-al doilea tur în data de 8 decembrie. De asemenea, s-a ajuns la un numitor comun pentru organizarea alegerilor parlamentare în data de 1 decembrie. Candidatul pentru președinția României, președintele AUR, George Simion, a fost dur criticat cu privire la faptul că se va putea cumpăra un apartament cu 35.000 de euro în România. Avocatul Gheorghe Piperea, europarlamentar AUR, a răspuns tuturor criticilor ridicate cu privire la acest subiect.
După toate calculele, chiar se poate cumpăra un apartament cu suma de 35.000 de euro, cu plata pe loc sau pe credit cu dobânzi subvenționate de stat. Gheorghe Piperea a completat, făcând referire la planul Simion, că este nevoie de un program național de corecție a contractelor de credit în vederea echilibrării prestațiilor, mai ales prin refinanțarea cu dobânzi subvenționate de stat. De asemenea, europarlamentarul contrazice toți criticii planului Simion, spunând că măsurile în acesta sunt programe complexe, cu impact pozitiv în economie, demografie și încredere în viitor. O fetiță de doar 8 ani a fost rănită și a ajuns la spital în urma unui accident de circulație. S-a întâmplat pe calea lui Traian în Nicolau Mare, la intersecția cu strada Simion Bărnuțiu. Impactul s-a produs între două autoturisme, unul condus de un tânăr în vârstă de 18 ani și celălalt de o femeie de 30 de ani. Fetița a fost pasageră în mașina condusă de femeie. Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Calea Stan Vidrighin este aproape complet reabilitată. Începând cu 9 iulie, firma contractată de Primăria Timișoara pentru lucrări va turna ultimul strat de asfalt pe întregul bulevard. Trecerile de pietoni și pista de biciclete vor fi aduse la același nivel pentru a asigura un drum accesibil tuturor. În cadrul proiectului, Primăria Timișoara a modernizat linia dublă de tramvai pentru ca noile tramvaie să poată circula pe aici. De asemenea, au fost schimbate toate rețelele subterane de utilități, apă, gaz, canalizare, electrice, telecomunicații, iluminat public, semaforizarea. Intrăm în ultima etapă a șantierului de pe Vidrighin, al treilea bulevard pe care l-am modernizat, o lucrare de peste 100 de milioane de lei, pentru că am reușit anul trecut să atragem fonduri europene. La finalul lucrărilor, timișorenii vor avea mai multe opțiuni de călătorie, unde fiecare se va simți în siguranță, fie că e pieton, biciclist, utilizator de transport public sau șofer, anunță primarul Dominic Fritz. Lucrările sunt estimate să dureze până cel târziu pe 16 august, în funcție de condițiile meteorologice. Intersecțiile vor fi restricționate doar atunci când se va lucra la ele. Restricțiile vor fi instituite etapizat începând din 9 iulie. Traficul pietonal nu va fi afectat, iar pe perioada lucrărilor, stațiile de transport public vor fi relocate temporar pentru a permite accesul timișorenilor. Luni, în data de 8 iulie, se vor desfășura acțiuni de dezinsecție în localitățile Giroc și Chișoda. Dezinsecția cu pulverizare aeriană va începe de la ora 18:30, iar dezinsecția cu mijloace terestre va începe de la ora 22. Scopul acestor acțiuni este combaterea țânțarilor, a muștelor și a altor insecte dăunătoare. Produsele utilizate sunt autorizate de către Ministerul Sănătății prin Comisia Națională de Biocide. De asemenea, apicultorii de pe raza comunei sunt rugați să ia măsurile impuse în vederea protejării albinelor. În cazul condițiilor meteo nefavorabile, lucrările de dezinsecție se vor reprograma. La începutul lunii iulie, stocurile de combustibil, cărbune și gaz sunt mai mari decât cele de anul trecut. Contractele acoperă atât necesarul pentru următorul sezon rece, cât și pentru producerea apei calde. Cererea de deconectări de la sistemul centralizat de termoficare este în scădere. Până acum s-au depus 311 cereri de deconectare individuală. Dintre acestea, 5 sunt case individuale și 16 asociații de proprietari, însumând 144 de apartamente. De asemenea, luna trecută au fost reparate morile de cărbune și evacuatoarele de zgură și cenușă. Totodată, pe perioada verii, se vor realiza lucrări de recirculare a apei calde pe o lungime de 2000 de metri de rețea. Până în prezent s-au finalizat 804 metri pe mai multe străzi, iar în perioada următoare vor continua pe alte străzi importante. Aceste lucrări vor îmbunătăți parametrii de furnizare a apei calde, crescând confortul și reducând costurile pentru abonați.